Bună. Tu ești Lia? Da. Am un mesaj pentru tine. Petru? Da. Mira mi-a zis să te caut, să-ți spun unde e. Lia, poster... Lia, poți te rog să o chem pe Dana? Bună, eu sunt Pavel. Carla. Roca. Roca? Știe unde e Petru. Da. Tata îl ține într-un depozit. Nu, deci asta e foarte multă informație de procesat. Da, ok, bun. Ce faci? Îl sun pe Florea să trimită pe cineva. Pe cineva? Pavel, ești fratele lui. Mama, nu pot să cred că o să fac asta. Hai. Hai. Mersi. Lia, mamă! Spune-mi, ai mai aflat ceva despre... Crezi că ești Lia mea. Sunteți mama ei? Nu, mătușa. Părinții ei s-au prăpădit și asta la noi. Dar tu cine ești? Ajutorul, să zicem. Da, vorbim. Bine. Stai aici. Nu pot. Te rog, îți promit că l-aduc afară. Te rog. Nu, Lia, te rog frumos. Știu că noi nu ne cunoaștem foarte bine, dar e clar că Petru te iubește atât de tare încât ți-a pus toată lumea în cap. Nu m-ar ierta niciodată dacă ai pățit ceva. Da. Și nici n-aș vrea să te am pe conștiință. Te rog, fă asta pentru Petru, dacă nu pentru mine. Că știi bine că el n-ar vrea niciodată să fie în pericol. Bine. Mersi. Aveți grijă. Cum e? Am cercetat locația. Nu e nimeni. Rămâi aici. Nu, 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 te rog. E fratele meu. Trebuie să merg. Bine. Asta a fost depozitul lui Gianni, Roca. Aici i-a făcut Petru flagrantul. L-a vândut? Nu, e tot al lui și acum. Petru, te rog, răspunde-mi. Te rog. Lia. Petru.
Ajută-l mai repede! Și bine, da, mai rezistă puțin. Rog, mai rezistă puțin, ești bine. Și eu. Doamne, nu pot să-mi scot din minte imaginea aia cum era atârnat de macara. Sunt bine. Sunt ok. Nu te mai gândi, te rog. Da? Ți-am zis că mă întorc la tine? Să... Păi, Petru, să nu te mai pui niciodată în pericol, ai înțeles? Dacă nu te găseam. Cum ați găsit? O să-ți povestesc. Trebuie să-ți spun ceva. Ce? Ce-l ia? Alice e în spital. E rău. De ce? Pentru că a aflat că suntem soț și soție. Da, am primit o citație de la poliție pe numele meu și m-a întrebat dacă sunt soția ta și n-am putut să mint. Și nu trebuie. Hai, mergem acasă. Nu, du-mă la Liz, la spital. Te rog. Pe amândoi. Lia, da, nu tu. Trebuie să-i spun că nu-i vreau rău. Hai. I'll take you so far away. Șeful, ăsta a scăpat. Ce dracu facem?